mulți elevi ai liceului Elie Radu din Ploiești au ales să meargă la teatru într-una din zilele programului Școala Altfel. Așa se face că ieri aceștia i-au putut vedea pe actorii din distribuția pentru O scrisoare pierdută, jucată la Teatrul Ploieștean Toma Caragiu, cum se pregătesc pentru marea premieră. Este mai distractiv față de școala noastră, cum este înainte. Este mai bine. Sunteți primii că la ocazia să vadă piesa de teatru? Da. Cum ți se pare până acum? E doar începutul. Frumos. Chiar mi-a plăcut săptămâna aceasta. Toate că acum se sfârșește, îmi pare rău, dar asta este. Și la piesa de teatru ce ne poți spune? Până acum mi-a plăcut. Și sper să îmi placă în continuare. Primii pe care o vedeți. Da. Să vedem până la sfârșit. Spectacolul este cum trebuie, adică cred eu este foarte fidel în spirit și litere lui Caragiale. Eu încerc să fac demonstrația cea mai importantă și cea mai grea. Tot vorbind de actualitatea lui Caragiale, păi hai să o și probăm. Și atunci mi-am propus în termeni teatrali să vorbesc exact despre lucruri care nu se schimbă, despre perenitatea felului nostru de a fi, a ticurilor și moravurilor, a tipologiei omului politic. Ce e aia, vampir? E unul care suge sângele poporului. Piesa de teatru O scrisoare pierdută va fi jucată din nou mâine, cu începere de la ora 18:30.